O persoană din comuna Prundeni, județul Vâlcea, și-a incendiat din greșeală casa și două mașini. Pompierii militari din cadrul ISU Vâlcea ar fi fost solicitați la ora 0:12, fiind anunțați inițial că o mașină a luat foc. Ajunși la fața locului cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă, pompierii au găsit incendiul manifestându-se generalizat la două autoturisme și o locuință. Pompierii militari din cadrul ISU Vâlcea au fost solicitați noaptea din 18 spre 19 februarie aprent la ora 0:12 pentru stingerea unui incendiu produs la un autoturism în comuna Prundeni, satul Burceni. Ajunși la fața locului, cu două autospeciale de stingere și apă și spumă, pompierii au găsit incendiul manifestându-se generalizat la două autoturisme și o locuință. Până la stingerea flăcărilor au ars elementele combustibile din interiorul celor două autoturisme, aproximativ 12 metri pătrați de lambriu din PVC cu care era placată fațada casei. De asemenea, s-au degradat prelata, anvelopele și aripile din PVC ale unei remorcuțe auto parcată în imediata apropiere și aproximativ 10 metri pătrați din asteriala din lemn de la acoperișul locuinței. După aproximativ o oră de la sosirea pompierilor la locul intervenției, incendiul a fost lichidat. Cercetările preliminare efectuate la fața locului arată că flăcările s-ar fi declanșat după ce proprietarul ar fi făcut focul în curtea locuinței pentru arderea unor resturi, lăsându-l nesupravegheat. ISU Vâlcea reamintește cetățenilor să manifeste atenție sporită și să nu lase focul nesupravegheat în nicio circumstanță.